Vă salut din Republica Moldova. Suntem în orășelul Cricova. Avem un nou șantier și astăzi vom vorbi despre montajul corect a tâmplărilor. Mergem! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Biuval Alexandru, fondatorul și cred că liderul echipei Profmontaj. În sfera de tâmplării, eu sunt de prin 2006, dar anume Profmontaj a fost înființat în 2012. Teoretic, noi acum degrabă trebuie să avem 10 ani. Noi ne ocupăm cu montarea, să zic, profesională sau calitativă, numiți-o cum vreți, a tâmplărilor din PVC, aluminiu și tot ce legat de tâmplării. Din 2018 noi am devenit producători, singur facem tâmplăriile. Până în 2018 noi am făcut foarte mult import din afara țării, careva tâmplării se luau de aici, de pe loc. Deci fac așa intrarea, dacă îți vezi pe canalul nostru, noi avem peste 100 de videouri filmate, de ele filmate în limba rusă. Și se primește că de la videoul de astăzi, videourile vor fi filmate doar în română. Așa că cei care n-au privit videourile în limba rusă, poate să le privească cine cunoaște limba rusă, cine nu, o să găsiți foarte mult nou și interesant în videourile următoare, care vor fi doar în română. După cum și-am zis în videoul de astăzi, vom vorbi despre montarea tâmplăriilor. Montările tâmplăriilor sunt de două tipuri. Este montarea obișnuită, care ați văzut-o marea majoritate a clădirilor, a blocurilor locative, a grădinițelor, căsilor, școlilor, indiferent unde este pusă tâmplăria, este doar sfumată și practic în rest nu-i nimic. Desigur, tâmplăria trebuie să fie poziționată pe trei nivele, două verticale și o orizontală. Și deja se spumează, se pun diblurile, șuruburile care sunt și gata. Și a doilea tip de montare este montare conform careva standardelor. De obicei, standardele date, ele sunt scrise în normative, făcute de Ministerul Construcțiilor, se numesc ori, sunt normative europene făcute de Rosenheim, sunt indiferent de care instituție. Și astăzi noi ne vom opri mai mult la montare pe normative, deoarece noi, practic, montarea standardă, foarte puțin o facem. De obicei o facem pe interior, pe exterior ne străduim să nu o facem, ne străduim să protejăm locul amplasării tâmplării, locul unde se spumează. Deci să luăm cu începutul. Desigur, montajul unei tâmplării, asta ce înseamnă? Asta înseamnă sistemele de fixare pe care este montată tâmplăria. Tâmplăriile au două sisteme de fixare. Prima sistem de fixare, când se fixează prin toc. Noi avem tocul, tocul se găurește, prin toc se vâră un diblu și asta este fixare prin cercevea. Și este a doilea sistem de fixare, când, cum în cazul nostru este la șantierul dat, când se folosesc plastine, ancore de tipul dat, care se poziționează în spatele tocului și deja prin ele se fixează în golul ferestrei. Dacă noi tragem atenție, noi avem de fapt două plastini, două ancore. La prima vedere, ele, ambele sunt tot una, numai dacă noi să ne uităm la costuri, asta o să fie, pa să aibă un cost, la asta costul o să fie X mulțit la 5. Din care motiv? De tăchea asta are 1 mm grosime, aici este grosimea 2 mm. Una dintre însele o să fie mai dură și o să fie mai bună decât prima. Noi, practic, de la sistemele de fixare date aceste ieftine, noi ne-am refuzat vreo 3 ani în urmă. Noi folosim doar sisteme de fixare date. La fel, o foarte mare importanță are ancorarea care o facem noi a tocului în materiale. Deci, dacă noi avem de ancorat în beton, noi folosim sisteme de fixare pentru beton. Dacă noi avem de ancorat în cărămidă, cum în tipul, se folosește sistem de ancorare pentru cărămidă. Sistema dată, ea pentru cărămidă nu este bună. Sistema dată pentru beton este bună, doar că este un pic mai costisitoare și este un pic mai greu de lucrat în lucru. Marea majoritate a companiilor care se ocupă cu montarea tâmplăriilor sau se ocupă cu confecționarea și montarea tâmplăriilor folosesc doar așa tipuri de sistem. Trebuie de luat în considerație. În BCA, în cărămidă, în lemn și în multe altele, nu se poate folosi așa sisteme. Aceste sisteme se folosesc doar pentru beton. Dacă vorbim tot despre montaj calitativ, numai decât în partea de jos a tâmplăriilor, la geamurile care sunt
din pod până în podea, la geamurile panoramice, trebuie de folosit numai decât un profil ajustant. Pentru ce se folosește el, pentru ce e poziționat în partea de jos, o să povestesc în alt video, doar că trebuie să știți, pentru un montaj calitativ la geamuri panoramice, este obligat să fie așa tip de profil jos, ori ceva asemănător. La fel este foarte important la folosirea montării templăriilor, nu de folosit precale din lemn, sau dacă se folosesc din lemn, el trebuie să fie dintr-un lemn stratificat și trebuie să fie dintr-un lemn tare. Dar trebuie de folosit cale de tipul dat. Ele trebuie să fie din plastic, numai decât că ele se poziționează sub templărie, lemnul în timp se descompune, nu știu, se usucă, plasticul el rămâne plastic. Greutatea templăriei toate se dă pe plastic și el o să țină 100 de ani. Puteți vedea la ușa dată câte sisteme de fixare avem. 1, 2, 3, 4, 5 pe verticală, 1, 2, 3, 4, avem pe orizontală 4 sus, 4 jos. La fel este foarte important să avem în sistemele de fixare în plastinile date, să avem două dibluri. Nu să fie unul, dar să fie două. Acum și o să lămuresc de ce. Deci uitați-vă, noi când fixăm plastina cu un diblu, cum în cazul dat, ușa poate să joace, simplu, în sus, în jos, da? Dacă noi vorbim de parte de sus, îmi spunește stânga-dreapta. Când noi fixăm două dibluri, ea nu joacă nicăieri, ea stă fixată la locul ei, la fel și partea orizontală. Și chiar dacă partea de jos s-a uitat de pus o precală sau ceva de genul dat, plastinile date vor avea puterea să țină templăria la locul ea și să nu-i dea voie să se deformeze. La fel, nu trebuie să uităm că templăriile ele din plastic anume au un minus, ele de la căldură se delată, de la fix se comprimă și treaba cu un singur dibl, fie el la mijloc poziționat, fie el poziționat în spate, o să-i permite să joace tare. Și pentru a ajusta treaba de decompresare a ușii, să folosesc două dibluri. Asta este foarte important. Încă un element foarte important este spuma care se folosește. Noi folosim spum Flexiform de la Soudal. De ce să folosim spuma asta? Eu cred că să filmăm un video aparte, doar pe scurt. Plusul ei, cel mai mare plus cred că este, că pe dinsa când o strângi, ea se desface înapoi și ea permite templăriei să se joace. Cum joacă templăria, la fel așa și joacă spuma. Asta este unul. A doua, ea este un izolator termic foarte bun și la fel și este un izolator fonic foarte bun. Nu este publicitate pentru compania Soudal, dar ea așa ea arată, este de culoare albastră. Cum să alegem o spumă de calitate, noi să filmăm un video aparte. Important să luăm la evidență. Pentru montajul calitativ al unei templării, numai decât trebuie de folosit o spumă calitativă. Și când vă duceți la magazin să cumpărați o spumă, trebuie să vă puneți întrebarea de ce una costă, să zicem, 3 lei, dar alta costă 10 lei. La fel, pentru un montaj calitativ, conform standardelor, numai decât trebuie de folosit minimum două membrane. Sunt montări unde se folosesc și 4 tipuri de membrane și 5. La șantierul dat, noi am folosit două tipuri de membrane, bandă de vapori pe interior și bandă hidroizolantă pe exterior. Despre benzile date, noi vom filma un video aparte, să fie mai amănunțit în detalii și cum se încleie și tot ce e legat de asta. Acum, deoarece vorbim despre montaj, este foarte important de folosit benzile date. Dacă o să trageți atenție, pe perimetrul benzilor avem careva urmări negre. Asta este un tip de butil sau un tip de silicon care ne ajută la încleierea membranelor, după cum am zis. Mai detaliat despre membrane, funcția lor, cum lucrează, tot, o să filmăm un video aparte. După cum și-am zis, pe exterior avem banda hidroizolantă. Tot este de la compania Soudal. Ele sunt foarte multe companii care le produc. O să filmăm un video aparte anume despre benzi, ca să înțelegeți diferența între dânsele. Banda numai decât trebuie fie încleiată foarte, foarte bine. Când trecând cu deștul peste bandă, trebuie să simțim spuma, care este modalități de încleiere a bandei, sunt diferite. Se poate de încleiat banda și de spumat, sau se poate de spumat, de tăiat spuma, de încleiat banda. Sunt foarte, foarte multe modalități. Ce trebuie de luat în considerare pentru un montaj calitativ? Ele trebuie să fie. Ele au și protecție pentru
apă pentru umiditate, au protecție în caz că bate vântul tare și mult. După cum am zis, o filmăm un video aparte despre benzi, așa că abonați-vă, așteptați că el va fi. În partea de jos, pentru a face o hidroizolare cât de cât ca lumea și a echiva la rezistența termică, se folosește o folie de tip udat. La noi se numește alubând, nu știu cum în România. Funcția membranei date care este? Prima, ea refractă radiația pe exterior la fel și pe interior. Se folosește ca hidroizolant, nu permite umidității să intre în partea de jos, unde desigur stă spuma noastră. Dacă despre sistemele de fixare de pe părți, partea stângă, partea dreaptă și susul, fixăm, cum am zis, cu plastinile date sau fixăm prin toc, atunci partea de jos cum o fixăm? Este simplu, deoarece noi în partea de jos avem elementele adăugătoare, după cum s-a zis. Ele se fixează cu ajutorul ca așa corniere. Minimum trebuie să avem două corniere lângă impost și la fel și în colțuri două. Deci la timpărăria dată vor fi patru corniere. Ele pot fi poziționate cât pe exterior, atât și pe interior. Este important doar un lucru. În elementul adăugător, în profilul adăugător care este jos, trebuie să fie metal. Că când se înșurubează cornierele, ele trebuie să fie înșurubate în metalul dat. Se înșurubează în metal, la fel se fixează cu dibluri în beton sau ce aveți dumneavoastră. Deci, astăzi am vorbit pe scurt despre ce trebuie să atragem atenție când facem un montaj calitativ. E bine de înțeles că în decurs la 2 minute nu se poate de da toată informația mai am anunțit. Dacă sunteți cointeresați, o să fie important, lăsați un comentariu, eu mă stăruiesc să vă răspund, o să scrim careva articole la noi pe blog și o să le studiați. Deci, eu vă urez o zi frumoasă, nu uitați să vă abonați, o să avem foarte multe videouri interesante. La revedere!